sâmbătă vor veni cu nou buget pentru anul viitor. Cred că va fi foarte simplu pentru ei să-l facă și știm și noi cum o să-l facă, pentru că i-am mai văzut până acum ce spuneau când erau în opoziție. Vor dubla bugetele de la servicii, vor dubla bugetul administrației prezidențiale, pentru că domnul Klaus Iohannis nu e așa, trebuie să aibă bani de deplasări. În schimb, vor tăia vouchere de vacanță, vor tăia pensii și salarii, vor face ceea ce au mai făcut, stimați colegi, și până acum. Vă imaginați scena cu Câțu și cu Caramitru Junior cum trudesc ei la bugetul României? Vă imaginați? Ca să ne dăm seama cam cât de comic va fi. Tragic este însă altceva. Că guvernează un partid care în alegere a luat 20% și trece în opoziție un partid care a luat 46% în alegeri. Cum s-a întâmplat asta, stimați colegi? Prin trădarea fostului nostru coleg de partid, Victor Ponta, care ne spune... Așa merită. Care ne spune acum care telefonul plin cu mesaje de la PSD-iști. Eu zic să se uite în frigider. De ce nu-l credem pe Klaus Iohannis, care vine acum să ne spună că nu vor scădea pensiile și salariile? Pentru că și asta ne-a spus Băsescu în anul 2009. Și știți cu toții ce s-a întâmplat. Acum, cu siguranță, își pregătesc discursurile pentru greaua moștenire. Numai că acest guvern, așa cum spun ei, că a fost un guvern incompetent, cu oameni incompetenți, a reușit să plaseze România pe primul sau pe al doilea loc în Europa în ultimii 2 ani de zile ca și creștere economică. Și dacă tot îi plac domnului Victor Ponta fabulele lui La Fontaine, aș vrea să-i aduc aminte despre o fabulă scrisă de un român, Grigore Alexandrescu, Toporul și pădurea. Un bătrân merge să taie stejarii din pădure și nu poate, pentru că toporul lui n-avea coadă, dar găsește rapid un stejar dispus să dea din trunchiul său pentru a se face această coadă de topor.